Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator, iată care sunt titlurile ediției. Dumitru Tudosoiu este acum inspector școlar general cu acte în regulă, asta după ce a luat nota 7,68 la concursul pentru ocuparea funcției de inspector. Care sunt acum prioritățile generalului pentru următorii 4 ani, vă spunem la știri. Schimbări au avut loc și la conducerea Camerei de Comerț și Industrie Argeș. Cine este noul președinte al instituției, aflați în Observator. Balcaniada de atletism de la Pitești a fost una reușită, atât din punct de vedere organizatorii, cât și din punct de vedere al performanțelor obținute de sportivii români. Amănunte în câteva momente. După ce a luat concursul cu nota 7,68, Dumitru Tudosoiu este acum inspector școlar general cu acte în regulă. Dacă la primul concurs pentru șefia învățământului argeșan s-a retras, acum Tudosoiu a fost singurul candidat care a promovat examenul. Identificarea punctelor slabe din activitatea ISJ Argeș, reducerea absenteismului, accesarea de fonduri structurale pentru formarea continuă a profesorilor și crearea de condiții mai bune de studiu pentru elevi sunt prioritățile lui Tudosoiu pentru următorii 4 ani de mandat. În Argeș, la concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar general s-au înscris două persoane. Este vorba despre actualul inspector școlar general, Dumitru Tudosoiu, și Mariana Popescu, profesor de limba română la școala numărul 1 din Costești. Ministerul Educației a scos pentru a doua oară în acest an la concurs funcția vacantă de inspector școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar al județului Argeș. Asta după ce la primul concurs singurul candidat înscris, Dumitru Tudosoiu, s-a retras din competiție. Am reușit să dovedesc că sunt un om serios, un om pregătit, sper să dovedesc în continuare, sunt convins că voi face lucrul acesta. Nu vreau să interpretați ca fiind o lipsă de modestie, dar spre deosebire de toate concursurile din România post-decembristă, cel puțin concursul de la Ministerul Educației Naționale, nu știu la alte instituții cum se desfășoară prin țară, la agenții guvernamentale, la alte ministere, acest concurs a fost deosebit de dificil. Și martor vă pot sta, mai ales că în prima sesiune de organizare a concursului, știți bine că m-am retras considerând că, și firesc fiind, că e un concurs care la momentul ăla nu mi se potrivea și doi la mână e un concurs care nu are de-a face cu, efectiv, cu mine. Nota finală a fost 7,68. La concursul din 30 iulie au fost 8 candidați pentru funcțiile de inspector școlar general din Suceava, Bihor, Satu Mare și Argeș. După proba scrisă, au rămas 3 candidați, restul s-au retras, printre ei și contracandidatul lui Tudosoiu. De altfel, după ce au fost susținute toate probele de concurs, conform metodologiei Ministerului Educației, Dumitru Tudosoiu a fost singurul candidat care a luat examenul. Probele concursului au fost conform metodologiei și, exact ca și data trecută, s-a început cu susținerea probei scrise, acea grilă cu 10 itemi din management educațional și tot spre deosebire de data trecută am reușit să trec cu brio de această probă, lucru care m-a bucurat foarte mult, urmând pașii următori, celelalte două probe și anume evaluarea curriculum vitae, susținerea ofertei manageriale și proba de interviu în fața comisiei. Și așa cum era firesc, imediat după ce a luat concursul și este acum inspector general cu acte în regulă, Dumitru Tudosoiu și-a stabilit și prioritățile, planul de management pentru următorii 4 ani. După o analiză corectă, descoperirea tuturor vulnerabilităților, tuturor punctelor slabe și a amenințărilor pe care le avem ca instituție și ca sistem și încercarea firească și logică de a transforma aceste vulnerabilități în oportunități sau, eventual, dacă și reușim, lucrul acesta ar fi foarte bine, în puncte tari. Pe de altă parte, sunt câteva planuri în care trebuie să acționăm și aici nu putem excede cadrul legal. Și anume, micșorarea numărului de absențe la nivelul unităților de învățământ și, dacă se poate, reducerea substanțială a absenteismului. Accesarea de fonduri structurale care ajută în două domenii, și anume, pentru elevi, stimularea elevului de a veni la școală și de a lucra, iar pentru profesori, formare profesională. Dacă ai oameni formați și buni la locul de muncă, poți să le ceri performanță, poți să le pui obiective înalte și poți să ai plus valoare. Un alt domeniu important, schimbarea mentalității. Lucrul acesta am ținut de la bun început și am muncit mult și muncesc și o să muncesc cât o să fiu în inspectoratul școlar. Vreau să redăm profesorilor demnitatea pe care au avut-o odinioară,
și respectul pe care îl merită, pentru că e o muncă decisivă să lucrez cu copiii, cu generații întregi de copii. Camera de Comerț și Industrie Argeș are un nou președinte în persoana lui George Caval. Este unul dintre cei mai cunoscuți directori de bănci din Pitești. Schimbarea a survenit în urma renunțării la această funcție de președinte a Camerei de Comerț a omului de afaceri Vernel Crăciunescu. Noul președinte al Camerei de Comerț are planuri mari în ce privește activitatea instituției și colaborarea cu oamenii de afaceri din județul Argeș. George Caval ocupă momentan funcția de președinte interimar, urmând ca după o ședință a conducerii instituției acesta să fie numit cu atribuții depline. Deocamdată mandatul este un mandat interimar. Sunt numit președinte interimar până la prima adunare generală extraordinară care va fi în curând și după alegerea în adunarea generală, atunci mandatul cred că va fi de 4 ani. Propunerea de a fi noul președinte al Camerei de Comerț și Industrie Argeș l-a luat prin surprindere pe George Caval. A fost o propunere care, trebuie să vă spun că m-a mirat și m-a onorat în același timp, pentru că este o activitate care, în momentul de față, pe care o consider o provocare pentru mine și cred că împreună cu oamenii de afaceri din județ, cred că vom face o treabă bună aici. Deși este la conducerea Camerei de Comerț și Industrie Argeș de doar câteva zile, noul președinte are planuri mari în ceea ce privește administrarea instituției, dar și colaborarea cu oamenii de afaceri argeșeni. Trebuie, în primul rând, să redăm încrederea oamenilor de afaceri din județul Argeș în Camera de Comerț și Industrie. Trebuie să susținem interesele oamenilor de afaceri față de autoritățile locale, față de ministere, față de celelalte instituții ale statului, să le susținem interesele. Trebuie, o sarcină principală este atragerea de investitori în județul Argeș. Investitori atât români cât și străini. Participarea Camerei de Comerț împreună cu oameni de afaceri la întâlniri organizate fie de cameră, fie de instituțiile statului, va fi o prioritate pentru noua mea activitate. Îmi doresc foarte mult ca imaginea Camerei de Comerț Argeș să fie vizibilă în rândul Camerelor de Comerț din România și să ajungă să fie printre camerele fruntași. Vești bune pentru iubitorii de mașini Dacia. La Mioveni va fi deschis un muzeu dedicat numai autoturismului fabricat la uzina Dacia. Muzeul se dorește a fi un templu în care să se regăsească toate modelele scoase pe piață de-a lungul anilor de uzina din Mioveni. Proiectul muzeului Dacia a fost gândit de uzina constructoare de mașini alături de primăria Mioveni. Aici vor fi expuse toate modelele produse de uzina de la Colibaș, începând din 1968 și până în prezent. În muzeu toată gama de mașini, de la prima mașină 1100 până la ultimul volum care a apărut acum, este o responsabilitate a lui Dacia. Ei vor oferi toate echipamentele și toate piesele pentru muzeu. Deja 28 de exponate sunt în depozitul Dacia, unele achiziționate după piața liberă. Muzeul va oferi pasionaților de automobilism atât repere istorice ale mărcii Dacia prin expunerea modelelor produse, cât și o zonă de distracție. Proiectul va fi amplasat lângă bazinul de not didactic pentru copii și agrement din Mioveni, acolo unde se va înființa și un centru de informare turistică. Timp de o săptămână, Piteștiul va fi gazdă pentru 10 dintre cei mai renumiți artiști plastici din România. Întâlnirea acestora a avut loc cu prilejul organizării primei ediții a taberei de creație plastică Ion Gheorghe Vrăneanțu. Manifestarea se va încheia cu expunerea lucrărilor artiștilor spre satisfacția pasionaților de artă. Sterica Bădălan din Galați, Mihaela Florentina Ganță din Baia Mare, Marilena Gheorghiță din Ploiești, Augustin Lucici din Pitești, Mara Diaconu și Gheorghe Dobrică tot din Pitești, Marcel Lupșe din Bistrița, Walter Paraschivescu din Ploiești, Iasmina Moscovici din Curtea de Argeș și Cristina Ciobanu din Bacău sunt artiștii care vor face parte din tabăra de creație plastică Ion Gheorghe Vrăneanțu. Inițiatorul acestei manifestări artistice a fost Augustin Lucici. Inițiativa a venit practic de la prietenul sau colegul și prietenul meu sau prietenul și colegul meu Walter Paraschivescu, care acum mai mulți ani de zile m-a tot invitat în taberele de creație de la Ploiești, care sunt niște tabere extraordinare, Plopeni, Breaza, Cornu, vă spun unde am fost eu, da, la Câmpina,
Nu vă dați seama ce înseamnă pentru un artist o ieșire în plener, o întâlnire cu colegi, cu tehnici diferite de lucru, cu modalități de lucru diferite, ceea ce este aparte. Și trebuie să recunosc că după vizitarea muzeului dumneavoastră Schweizer Kumpen, am văzut ce colecție minunată aveți, am rămas uimiți. Extraordinare colecții dețineți în patrimoniul pe care îl aveți. Felicitări și să dea Dumnezeu să continuați aceste tabere cât mai mult, să vă îmbogățiți patrimoniul cu ceea ce vă rămâne dumneavoastră. Mă simt foarte onorată că am fost invitată și sper că pot să fac un lucru destul de frumos. Anul trecut am făcut expoziție la Biblioteca Județeană, dacă te aduc aminte, și a fost foarte frumos. Și mă simt foarte bine alături de mare artistă, așa cum acesta. Mulțumesc! Conducerea Muzeului Județean își dorește ca această tabără de creație să devină o tradiție. Sper că am parteneriat cu Primăria Municipiului Pitești, cu Centrul Cultural Pitești și alte instituții de cultură să devină tradiție această tabără de creație, de pictură și grafică, să ne revedem cu drag la a doua, a treia, a patra ediție într-un număr cât mai mare. Vernisajul expoziției este programat la sfârșitul acestei săptămâni la parterul Casei Cărții. Workshop-ul, atelierul de lucru, va fi aici la parterul Centrului Cultural Pitești, unde avem un spațiu atât de generos și au unde să se desfășoare, dacă bineînțeles vor dori, dacă nu vor merge în aer liber sau pe unde consideră dumnealor că îi inspiră locurile noastre. Vinerea aceasta, pe 7 august, la ora 11, în complexul expozițional Casa Cărții Parter, deci în spațiul nostru, va avea loc vernisajul lucrărilor pe care dumnealor le vor realiza, lucrări care vor rămâne să îmbogățească pinacoteca Centrului Cultural din Pitești. Ediția cu numărul 74 a Balcaniadei de atletism s-a încheiat duminică seară. A fost o ediție reușită, România clasându-se pe locul 1 în clasamentul general, fiind urmată de Turcia și Grecia. Balcaniada de atletism organizată la Pitești pentru al doilea an consecutiv s-a desfășurat în condiții foarte bune, pe lângă momentele artistice ce au avut loc sâmbătă înaintea deschiderii competiției, momente susținute de Connector, ansamblul Dorul, de fanfara Teatrului Alexandru Davila și de o trupă de călușari, cei prezenți au putut urmări probe extrem de disputate în care concurenți din 16 țări s-au prezentat la un nivel ridicat. Fără îndoială, cel mai așteptat invitat a fost fostul mare semifondist britanic Sir Sebastian Cole. Este pentru prima dată când vin în Pitești și sunt încântat de această bază sportivă care este de calitate. Nu regret că am luat decizia de a participa ca spectator la această competiție de amploare și sportivii s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Felicit Federația Română de Atletism și autoritățile locale de aici. Și mai multe eforturi din partea noastră și sfaturi pe care le-am împărtășit cu dumneavoastră și le-am și urmat. Și probabil că toate acestea au contribuit să fie mai multă lume și asta nu poate decât să ne bucure. Vreau să felicit comunitatea piteșteană pentru că au acceptat să fie parteneri pentru organizarea acestor campionate balcanice. Într-adevăr, participarea este numeroasă, au venit 15 țări, este un concurs mare, un concurs pentru unii sportivi care vor să-și facă baremul pentru Jocurile Mondiale. Este un concurs de brio, vremea ține cu noi. Federația, împreună cu autoritățile locale și cu Ministerul Tineretului și Sportului, au încercat să creeze condiții cât mai bune. La ediția 74 a campionatelor balcanice pentru seniori desfășurate sâmbătă și duminică la Pitești, România a cucerit 5 medalii de aur, 10 de argint și 11 de bronz, clasându-se pe primul loc în tradiționalul clasament general pe națiuni, cu 267 de puncte, fiind urmată de Turcia cu 205 puncte și Grecia cu 163,5 puncte. BCMU Pitești s-a reunit sub comanda lui Iovița Arsici. Piteștiul a reușit să aducă pe ultima 100 de metri un preparator fizic, dar și o extremă la echipă. În plus, antrenorul Arsici și managerul Sorin Căplărescu negociază cu alți 3 jucători străini. Reunire la BCMU Pitești. Jovica Arsici, noul antrenor al formației, și-a cunoscut și personal elevii, conducând primul antrenament al echipei din sezonul 2015-2016. În acest an, la BCMU, obiectivele sunt îndrăznețe. Locurile 1-4 în campionat plus Final Four-ul Cupei României. Până acolo însă, Arsici consideră că este mult de muncă și mai cere jucători la formație.
Încă nu ne aflăm în selecție completă, deci este de vreme să vorbim despre noul sezon. Pot spune însă că ne dorim foarte mult. Îmi plac jucătorii actuali și am mare încredere în potențialul lor. Vom vedea pe parcurs ce va fi. Cert este că noi vom da tot ce avem mai bun. La antrenamentul formației a fost prezent și managerul Sorin Căprărescu, cel care poartă discuții cu încă 3 jucători străini. Suntem în negocieri avansate cu ei, sperăm că în cel mai scurt timp să reușim să facem transferurile și cu celor 3 străini și după aceea putem vorbi exact de o pregătire foarte bună a echipei. Dar în momentul actual, cu acești 10 jucători care avem la momentul actual de valizi și sunt la pregătire, sperăm să și încercăm să facem tot ce este mai bine, să începem să intrăm, cum se zice, în pâine și ușor să vedea ce trebuie să reușim să ne primim tot ceea ce ne-am propus anul acesta. Pe ultima sută de metri, BCMU a mai reușit alte două achiziții. Goran Damjanovic, cel care se va ocupa de pregătirea fizică și întreținerea formei sportive a jucătorilor, respectiv Bogdan Stâncus, cel care evoluează ca extremă. Fotbaliștii de la SCM Pitești au disputat sâmbătă în deplasare cel de-al doilea meci de verificare din această perioadă de pregătire. Echipa lui Adrian Neaga a reușit să se impună cu 2-1 în fața Unirii Târlungeni, formație de Liga a doua, care face parte din aceeași serie cu CS Mioveni. Golurile albioleților au fost marcate de Vișinescu în prima repriză și Robert Neagoe în cea de-a doua repriză. Unicul gol al gazdelor a fost marcat în partea secundă a meciului de Liviu Nicolae. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Muntanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Antena 1. Ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere! Societatea Apă Canal 2000 SA Pitești anunță că va asista furnizarea apei potabile în data de 4 august între orele 8-16, fiind afectați utilizatorii din comuna Bascov, de pe strada Rotăreasa și strada Uiasca. Oprirea furnizării apei este necesară pentru cuplarea rețelei de alimentare cu apă executată pe strada Rotăreasa la conducta existentă de pe strada Lebușești, în cadrul contractului CL9, reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și rețelei de canalizare în aglomerarea Pitești, localitățile Merișan și Bascov. Conducerea societății Apă Canal 2000 SA Pitești își cere scuze față de abonații afectați de această oprire și îi roagă să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uscaznic pe perioada întreruperii furnizării apei.